total de jumătate de an și am găsit-o complet transformată. Ionela Prodan a vorbit în exclusivitate pentru Star Magazine despre ce a făcut-o să se izoleze de lume, de ce a acordat mai multă atenție sănătății și familiei, aflăm din materialul următor. Din bucata mea de pâine am crescut un om și un câine. Omul azi m-a părăsit, s-a dus și n-a mai venit mai. Sunt fericită că în sfârșit totul e bine, totul e așa de bine. În primul rând eu m-am liniștit total liniștit acasă, casa, scrisul și copiii, realizările. Nu, m-am îndepărtat puțin de... Eram, prinsesem un zgomot urât al vieții, că pot să-i spun urât, că parcă a fost odată, nici nu știu când, a fost intrasă într-o altă lume care nu era pentru mine. Cu mult zbuciu, mult zgomot pentru nimic. Pentru mine este o bucurie viața. Acum mi-am altfel văd viața acum de ce vedeam eu acum 4, 5, 6, 10 ani în urmă. Am început să gândesc altfel despre viață și despre prieteni, despre oameni. Chiar dușmanul, altfel îl văd acum. De ce? Pentru că văd toată răutatea, am văzut toată răutate între oameni și că dacă lucruri bune, foarte puține. Important este că trebuie să ne privim aproapele cu alți ochi. Ochii cu bunătate, cu liniște sfletească, cu părere de rău de cel care nu e bine. Adică sunt acest ranchiun, să porți ură cuiva ceva sau să te bucuri când vezi că este greu, când este rău, ce periculos e pentru tine, în primul rând, de periculos. Că energia negativă se strânge asupra celui care o gândește. Gândurile ne omoară pe noi, gândurile rele, gândurile negre. Nu, la o parte cu ele, când mă uit în imensitatea asta de curte și mă uit acum, nici nu știu când au trecut ani, toți pomii sunt, tot felul de pomi, tot felul de fructe am în curte. Uit și ceapa, și roșia, și castravetele, și tot, sunt în grădinuță la mine. Ce bucurie mai mare decât asta? Scriu o cărticică, niște, eu știu, să ajung și eu acolo, poate. De viața mea, o viață de cântec. Că viața mea, o viață de cântec a mea a fost încurunată cu viața de familie. Două drumuri paralele care nu poți, niciodată nu poți să te oprești într-unul, să zici nu, dau mai mult aici. Nu. Pentru că și familia e familie care când te dai jos pe scenă ești un om obișnuit. Când părinții sunt lângă tine, și la rău, dar și la bine, ai cu cine să împarți lacrima de pe obraz, măi. Bucuria bucuriilor pentru mine este realizarea totală ca om. Eu, a spus, nu pot să reproșez la viață nimic. Lui Dumnezeu nici atunci, Dumnezeu a fost lângă mine întotdeauna. Bucuriile ți le faci și tu. Le-ați oferit fetelor dumneavoastră tot ce și-au dorit. Mai e ceva ce v-ați dorit dumneavoastră să mai faceți pentru ele? N-am ce să mai fac eu, Doamne, ce să mai fac eu pentru ele. Eu am, Dumnezeu mi-a ajutat să le pot ajuta când au avut nevoie. La momentul de pornire în viață. Și asta a fost foarte... E, de fapt, cel mai important lucru, după mine. În viață, dacă nu poți să faci un pas, că nu ai pe aia, nu ai pe aia, nu ai pe aia, când ai ajutorul de la viață și de la părinți, în primul rând, îți dă ție
posibilitatea să altfeste niște viață. Să lași copilul să aleagă ce vrea el în viață. Nu, nu ce vrea părintele, nu că vrei tu să te urmeze pe tine. Să... Pentru că poate să meargă pe un pas greșit și să nu... Chiar dacă te depășește pe tine, în fața publicului niciodată nu. Un copil nu prea așa depăși părintele. Ana și Anca sunt două firi diferite? Diferite, da, diferite, foarte diferite. De fapt, Ana seamănă cu mine, Anca cu Texa. Dar să înțeleg minunat, că se iubesc. De micuțe, Ana Maria a fost, i-a plăcut să e cu 5 ani și un tată mai mare decât Anca și i-a plăcut să aibă grijă de Anca, ea să îmbrace așa, să facă așa, să învețe așa, să vorbească așa. Și de fapt și în America, tot datorită lui Ana a ajuns la mine, a fost o problemă că am ținut cont de 100% de ce vrea copilul. Nu. Copilul e copil. Dar am ținut cont ce vor și când au plecat din țară, mai ales când au plecat din țară, am spus ele ce vreți, ce pot să fac acum pentru voi, nu după ce nu mai sunt eu. Nu, nu. După ce nu mai sunt eu, voi aveți drumul croit în viață și numai de bine. Repede se trece viața ca și roa dimineața. Cum trece vremea, mă mir, parcă ieri eram copil, măi. Am observat că ați mai slăbit. Mă îngreșasem puțin. Și tot îi trăgeam cu cure de slăbire și cu toate astea și care nu sunt sănătoase, nu sunt bune. Și mai ales la vârsta mea, am zis, măi, stai puțin, hai să încerc altceva. Și atunci am încercat partea de a renunța la carne. Și mănânc pește. Sunteți vegetarian. Da. Și am, sunt cu, mai este acum că salate și toate astea sunt la îndemâna fiecăruia și la îndemâna oricăruia vrea să fie sănătos și țin să fie sănătos. Deci n-am văzut pe nimeni să spună că e bolnav din legume și fructe. Am dat câteva kilograme jos. Sunt ar mai fi, dar nu e pe noi vârsta care să-ți mai dea voie să te mai duci mai jos de kilograme. Și sunt liniștită, în primul rând, liniștită. Cursul vieții este alt la mine acum. Că mi-au spus și fetele, și Ana, și Anca, băi, mamă, ce-ți mai trebuie ție? Pentru ce trebuie tu să te... Toată ziua prin campanii, toată ziua prin nu știu ce participări, prin toată lumea, prin toată Europa, prin toată America. Pentru ce, mamă? Ce-ți trebuie ție, mamă? Ce nevoie ai tu? Și am pus cap la cap toate realizările mele și am spus, păi oare, ce legătură au astea decât cu stresul vieții mele? Mi-au dat un nume, lumea mă recunoaște oriunde, numai dacă spun bună ziua. Imediat o zic. Sunteți eu la Prodan? Da. Mai mare realizare ca asta a vieții nu poate fi, nu poate fi. Și am zis, de ce să nu stau liniștită? De ce să nu ajut niște tineri care vor să cânte, să le spun cum ar trebui, cum văd eu cântatul, cum am reușit și eu? Are și, indiferent că ai avut sprijin, mai este și contribuția fiecăruia. La vârsta mea, deja nu m-am ce să cer de la viață decât să trăiesc bine. Din bucata mea de pâine am crescut un om și un câine. Omul azi m-a părăsit, s-a dus și n-a mai venit mai.